Salut, bine ați venit pe Calm Gaming, eu sunt GHN și astăzi vom juca, opa, vom juca un nou joculeț pe canal, se numește Raft, este un joc Survivor. Ideea la acest joc este destul de simplă, ești pe o barcă, aici te trezești, ai 4 petici de ăștia de lemn și tu trebuie să-ți construiești o ditai casa ca să supraviețuiești și bineînțeles să-ți găsești mâncare, resurse și tot fel de chestii de gen. Cum ar fi, nu știu, jocul de-astea Survivor Minecraft, mai ziceți voi, Rust, Forest, etc. Numai că ăsta, în jocul ăsta ești pe o barcă. Deci este puțin diferit față de restul. Nu mai ești pe o insulă sau pe nu mai știu ce. Ești înconjurat doar de apă, după cum puteți vedea. Și tot așa stai, aduni materiale, construiești și faci baza cât mai mare, îți iei mâncare să supraviețuiești, tot așa. Uite, aici e lista de craftat, îți poți crafta tonex, undiță, de-asta de construit, un curlic de-asta cu care să agăți, ca să ți se distruge ăsta. Așa. N-am jucat foarte mult jocul ăsta, deci o să-l învăț și o să-l descoper odată cu voi, dacă facem o serie cu ăsta. Vom face o serie cu jocul ăsta dacă văd că este susținut de voi, în sensul că dacă vă place, voi face o serie. Dacă nu vă place, n-are sens să continuăm. Bine, un episod, două, tot o să fac. Uite, în momentul ăsta eu n-am ce să-i fac la rechin. Am uitat să vă precizez de acest rechin. Avem și un inamic aici. Este vorba de acest rechin care vine câteodată și mai mușcă cât o pancardă de asta și mă lasă pe mine. Uite, acum m-a lăsat în 3 pancarde. Momentan n-am ce să-i fac pentru că n-am craftat o suliță. Îmi trebuie rob să... Aș putea să fac... Dacă nu mă înșel... Rob, uite. Bam. Facem niște rob. Hai să... Uite, am ratat un butoi acolo. Uite o insulă. Ok. Hai să facem sulița aia. Ceea ce îmi place în jocul ăsta e că se craftează instant. I-ai dat craft, s-a craftat. Nu mai trebuie să se crafteze. Și acum avem suliță, deci ne putem apărea în caz că mai vine... Ne putem apăra în caz că mai vine... Ratatul ăla. Ia uite-l. Dar nu vine aici, se tot plimbă, îmi dă turcoale, știi? Dacă trebuie să-mi fac și un build hammer ăsta, poate pot să-mi construiesc asta înapoi, perfect. Hai că am revenit cum eram. Am comod asta. Văd un butoi acolo. Eu nu le-am luat. Butoiul ăsta e foarte important, îți dă foarte mult loot, după cum vedeți în dreapta jos, acolo în colț. Mi-a dat destul de mult loot. Hai să vedem și cât e ceasul, este ora 4.20, amiază, când filmez eu asta. Eu să mergem spre insulă, cred, de mai întâi. Prin și butoiul ăla, aoleo, stai că fug după el, cu riscul să vină rechinul pe mine, fug după el. Aoleo, m-am mușcat de bucă. L-am ajuns și l-am prins și pe al doilea. Și încă uite încă unul. Bam. Hai. Ala-i. Hai să ne facem o vâslă. Ne trebuie repede o vâslă. Aoleu, dar n-am plastic. Da, se pare că va trebui să amânăm. Bom, da, nu-i de altă insulă. Momentan trebuie să avem foarte multe resurse ca să avem. Ne trebuie, nu le avem. Opa. Da? Și acum... Ar trebui să-mi fac ceva de haleală. Ca să pot... grill de asta. Fac. Bun. Îl punem aici. Perfect. Uite,
ciocolată și degetul. Avem un grill, acum trebuie de apă. Uite, un purificator de ăsta de apă. Îl punem și pe el. Îl rotim puțin să nu... Îl punem aici. Acum ne trebuie un empty cup ca să punem apă acolo, dar nu avem plastic. Ne trebuie foarte mult plastic, din câte văd pe jocul ăsta. Când e foarte aproape loot-ul de barcă, ai văzut că putem să luăm și așa. Numai să nu vină rechinul iar. Gen, dacă rechinul fură vreo pancardă de asta, dacă reușește să se mai fure, se distruge și grătarul sau ăla de apă. E plastic acolo. Uți. Bun. Uite un butoi. Hai, poate ne dă ăsta plastic. Perfect. Ia să luăm niște plastic. Să fiu atent și la rechin să nu mai ia prin surprindere. Plastic. Bun, văd că am o ceapă sau nu știu ce e asta. Să o punem pe grătar. Să mâncăm. Deși mie cam foame. Hai că pot să fac un pic de ăsta. O să iau apă de aici și o să o pun aici. Ca să se purifice, gen. Să se... Văd încă un butoi acolo, dar nu știu dacă am de bustă. Mai trebuie plastic. Mai trebuie plastic ca să-mi iau o vâsla aia, ca să pot să ajung mai ușor la loot. Uite-te, cum e în cazul ăsta, nu cred că pot să prind butoiul ăla, sau, a? Nu l-am prins. Nu pot să-l prind. Dacă aveam vâsla, a, l-am prins. Bun, stai să luăm și ca asta, bun. Bun. Dar pare ne-am împotmolit aici. Mi se aduce. Oh, nu. Dacă de aici. Câți? Lasă-mi. Nu. Aoleu, aproape mi-a distrus asta. Trebuie să o repar. Cum o repar? Dau în ea? Nu. Cum o repar? Uite, bun. Repară? A reparat-o. Ok, hai să bem niște apă. Dă-mi apă. Ce sunt? Hai să-mi fac un click de ăsta, că nu mai am. Bun. Dar cred că trebuie să țin apă asta în mână. Da. Mai luăm și mai punem aici. Jocul ăsta cred că e foarte fain să-l joci mai mulți. E fain și așa, dar... Ca orice joc, probabil e mai amuzant în mai mulți. Sunt curios dacă încep, de exemplu, un 3 sau un 2 oameni, cu doar cu 4 pancarde încep. Dacă știți voi, lăsați un comentariu, poate ați jucat și voi și știți răspunsul la întrebare. Chiar sunt curios. Aoleu, am căzut de pe barcă, aoleu. Chiar sunt curios dacă intri în lobby cu 4 persoane, tot cu 4 bucăți de astea de lemn începi. Lăsați-mi un răspuns în comentariu dacă știți vreunul dintre voi. Dacă nu știți. Poate ați jucat sau poate ați dus la alții. Să aveți idee. Chiar sunt curios. Se lasă și noaptea, aparent. Trebuie să-mi fac și un pat. Mai ne mărim puțin barca. O să pun așa. Nu mai ajunge. Ne mărim puțin barca să avem pat. Pot să-mi fac pat ca să dau... Trebuie o grămadă până la pat. Mai durează. Până la pat mai durează o grămadă. Da. Ne trebuie, am văzut acolo, cuie pentru pat. Nu știu cum se fac cuiele pentru pat. Dar, da. Mai adun una, mai adun alta. Nu știu cât durează noaptea aici. Mie nu suport în jocuri noaptea. Mi se pare cel mai oribil lucru.
Că nu vezi nimic, mai ales în jocurile de genul Survivor. Nu vezi absolut nimic. Foarte întunecat, mai e și somn. Bun. Văd un butoi acolo, sper să ajung la el. Ah, deci cum facem cuie? Ia să vedem. Nailuri. Trebuie scrap. Văd că am de un cui. Au făcut 3. Au făcut 3. Ia, fii atent. Și am de pat. Simple. Mai ne vede un plastic. Un fucking plastic. Un fucking plastic. Stai că ajung la butoi și poate îmi pică din butoiul ăla ceva. Trebuie să am grijă și la rechin. Uite un plastic aici. Oh, fuck, am bun. Hai să facem patul. Hai să vedem unde îl punem. Uite aici, îl punem fix aici. Hai să ne culcăm ca să treacă seara. Vai, dar m-am culcat. Fiți atent, m-am culcat și am rămas fără... A trecut timpul, s-a pus ca și cum ar trece timpul și am rămas fără mâncare. Asta că mi-am adus aminte că am pus aici o asta, ia asta. Vedem câtă viață îmi dă. De mâncare, da, mi-a dat puțin. Ia, niște apă, ceva. Să drincuiesc și eu. Bun. Hai că mai rezistăm până facem rost de mai multe. Trebuie să iau o undiță. Trebuie să iau o undiță ca să fac rost de mâncare, că... Că văd că nu prea găsesc mâncare. În afară de butoaie, că în butoaie mai pică mâncare câteodată. În afară de butoaie nu am de unde să fac rost de mâncare pe apă. Doar din pescuit. Deci trebuie să dăm un raș pe o... Ok, din câte știu, robul se face cu frunze și cred că am destule frunze. Dar să mai adunăm ce mai e pe aici și după ne punem și pe pescuit. Îți... Ăle. Bun. Văd că scrap-ul ăla pică la fel, doar din butoaie în moment. Să facem niște rope. Bam. Cap, 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 cap. Nu cred că mai am... Voi folosi la altceva frunzele. Pleacă! Pleacă! La câte... Cât trebuie să-i dau? I-am dat 3, 4? 4 cred că i-am dat, da? Trebuie să dau reper la asta. Gata? Trebuie să-i dau vreo 400 de cap ca să plece, să mă lase în pace. Bun, ce ziceam că fac? Undiță. Avem undița, bo. Te să și asta, dacă tot. Hai să pescui. Punem pe asta. Ah. Nu știu exact cum se face. Cum ar trebui. Adică de unde știu. Ah, perfect, îmi arată. Vreau că mă lasă pe mine să-mi dau seama. Și acum? Mi-a dat pește? Ah, mi-a dat, uite, în inventariu acolo. Doar nu... Am crezut că mi-a rechinul undița și fuge cu ea. Bun, am un pește. Am doi pești, perfect. Ia, stai așa, stai. Stai să pun pești pe grătar. Bă, dar ce mici sunt. Bun, luăm și niște apă. Bam. Mai luăm din ocean. Mai punem acolo. Văd două butoaie. Trebuie să luăm neapărat butoaiele alea. Neapărat. Luăm și astea. Dar nu cred că ajung la butoiul ăla. Este. Dar eu mor de foame între timp. Eu văd acolo nu scade foarte repede viața. Foamea. Nu s-a terminat asta de făcut. Mai pun unul. Nu s-a face foarte. A, gata, în sfârșit. Bun, îl pun pe ăla și îl mănânc pe ăla. Sper să-mi dea mâncare. Dacă mi-a dat ceva. E bine. Mi se duce iar cu ligul ăsta. Însă văd 3 butoaie în fața acolo. Hai că luăm ăsta. Perfect.
Luăm și butoiul. Bun. Hai să luăm și asta. Așa. Perfect. Să luăm și butoiele astea două. Câți? Oh, fuck, am căzut. Nu, no, nu. No. M-am ușcat. Încă un butoi. Mi s-a rupt aia, mi s-a rupt. Bam, așa, hai. Să luăm și astea de pe aici. Bun. Hai. Ăla-i. Perfect. Am și scăpat asta. Hai să ne mai construim, să ne mai mărim baza. Ne mai mărim puțin baza. Așa. Facem un pătrat mai mare. Bum. Perfect. Perfect. Aoleu. 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 Ah. Ok. Bun. Ce-am primit aici? E asta. Blueprint. E rețetă. La antenă și la receiver. Oh, un butoi, un butoi, un butoi. Și n-am... Ia că fug eu după el. Hai, mă mușcă de cur, mă mușcă de cur, dar iau butoi. Iau butoi, lasă-mă face. Rechinule, nu mă mușca. Nu, nu, nu. Aoleu. Stai că eu și asta și asta. Aoleu. Ah. Bun, ce am luat? Un cartof. Raw potato. Bun. Ia să mai avem niște. Bun. Mai punem. Domn peștele ăsta pune. Ceapa aia sau ce? Înseamnă ceapa aia, e o ceapă roșie. Sau cu un nu cu un opin. O sfeclă? Nu știu. E foarte dubioasă chestia aia. Scrieți în comentariu ce, voi ce vi se pare, a ce vi se pare că arată chestia aia. De bine, nici nu am citit numele, că probabil scrie ce e. Da. Aaaa. Câți? Am pierdut butoi. Asta e. Și pierzi în viață. Butoaie de-astea. Bun. S-a oprit muzica de la joc. Dubios. Asta ce e? O să-i dau momeală la asta, la rechin. Ok. Vedem ce mai putem face pe aici. Maul crop plot. Asta e ghiveci. Ia să vedem. Da, băi, ghiveci. Pe și ce plantez în el? Pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici. Nu, îmi distruge ce-am muncit. Așa. Dăm cu repair-ul. Bun. Uite un butoi. Oare apucăm să-l luăm? N-am apucat, mă. Ia, construiesc repede o de-asta și... A? A mers schema aia? Da, bă. Bun. Luăm și butoiul ăsta. Ăsta e plastic. Sticlele astea de apă sunt plastic, chic. Bun. Hai să vedem ce... Am un cartof. Pot să-l plantez aici? Plant cartof. Iată, am plantat. Am și o ceapă. Pot să plantez și pe asta? Am plantat și ceapă. Gata, mă, ce aveți? Asta s-a făcut? A, trebuie să pun lemn să se facă. Mm-hmm. Bun. Păi bine, mă, băieți. Mersi că v-ați uitat. Ăsta a fost Raft, primul episod din Raft, Joc Survivor. Nu uitați dacă v-a plăcut să apăsați butonul de like, subscribe, dacă n-ai făcut-o încă, un comentariu, dacă vreți doriți să continuăm seria asta. Până data viitoare, rămâneți calmi, vă pup, toate cele bune.